Ce mănânci, Vic? Arde. Ce mănânci? Arde. Ce arde? Ce ai acolo? Paste? Tu ce mănânci? Am ajuns și șobolanii mănâncă chipsuri. Fructe! Nu știu dacă știți ceva despre Tipli, dacă nu vă spun eu. Este un portal de cashback, ceea ce înseamnă că în momentul în care vrei să cumperi ceva de la un anumit magazin, prima dată mergi pe Tipli, la ei pe site sau în aplicație, verifici dacă magazinul de la care dorești tu să faci cumpărăturile este partener Tipli, iar în momentul în care intri pe portalul Tipli, selectezi magazinul dorit, vei primi o parte din banii cheltuiți înapoi către tine să faci fix ce-ți dorești tu cu ei. În același timp au tot felul de coduri de reducere pe care le poți folosi la cumpărăturile tale. Mai bine intră tu pe Tipli, vezi despre ce e vorba. Noi am bucuit această vacanță prin Booking. Booking este chiar partener Tipli. Aveți link-uri către Tipli în descrierea acestui clip. Venus papă pentru prima dată pepene, prima dată în viața ei și Victoria mănâncă de toate. Bună dimineața, am venit la micul dejun. Am ales de data aceasta să stăm afară. Acesta este view-ul. E foarte, foarte drăguț. Până acum am mâncat doar în interior, pentru că era destul de frig, dar am ales astăzi măcar să stăm în exterior. Ne-au adus și scaunele pentru copii, să ne fie mai ușor cu găluștele. Vicky, ce faci? Uitați-vă cum s-a bronzat Victoria. Vicky, ce ai, mami, pe năsuc? Eu pe frunte. Pam, 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 pam. Mănâncă linguri, mănâncă orice. Ce, mami? Unde e un cercel? Hai, mă, pe bune. În cameră, probabil. Am venit până în cameră să caut cercelul lui Venus, pentru că pare că l-am pierdut. Asta este holul, aceasta este camera noastră. Am lăsat un pic de dezastru. Avem acolo pătuțurile fetelor, patul nostru în care încap vreo 4 persoane. Acesta este view-ul. Acolo sunt piscinele, cea pentru copii, cea pentru adulți, aici e zona de mic dejun, în partea aceasta e plaja la care avem și noi acces și multe, multe restaurante. Aici este clubul pentru copii. Așa ne așteptăm fiecare zi. Bine, am distrus un pic crocodilul, era un crocodil și un elefant. Și asta e baia, avem cadă și cabina de duș. Am găsit și cercelul pe care îl căutam. Sunt 4 lifturi. Acela e spectaculos pentru că are view foarte frumos. Restul sunt cumva închise. Și așa arată zona de lobby. Aici este o zonă de lounge. În partea aceea sunt tot restaurante. Aici, în Kitchen Connection, se servește micul dejun. Fie ales să stai în interior, fie ales să stai afară unde stăm noi. Și mă bucur că astăzi e vreme frumoasă, pentru că îmi doream să stăm și noi afară. Am găsit cercelul! Ce bine! Unde l-ai găsit? În pătuț. În pătuț, păi da. Venus, nu-ți mai pierde cercelul, mami. Ce posta? Ia uitați-vă ce posta. Da. La mulți ani. Și scrie mereu happy birthday, da, de da, fiecare da dată. Și e șcheală. Vicky, nu mai posta, mami. Mă sunase Victoria și pe mine când filmam. Trebuie să-mi bucur și eu sufletul cu un cappuccino bun. Hai să mergem să luăm mâncare, vrei? Să luăm papa. Yes? Hai cu mami, hai. Haide. Up. Hai, fugi cu mami. Hai. Hai, gălușcă, cu mami. Hai. Să-mi aduci și mie ou, da? Să-i aducem Nucami ou. Știe tot Victoria pe aici prin hotel. Deja o cunoaște toată lumea. Ieri a primit cadouri de la băieții de pe plajă. Hai, mami, mergi. Cu tupeu. Hai. Hai, pe aici, dă mânuța. Ok, hai, vino. Vrei în brațe? De aici începe mâncarea. Au mai multe compartimente în care mâncarea e diferită. Aici e mai pe asiatic, european, au tot felul de produse de patiserie proaspăt făcute, fructe proaspete, aici au
fructe înghețate și în timpul zilei au înghețată. Aici se fac cele mai bune clătite pe care le-am mâncat. Aici ne prepară ouă proaspete, fix așa cum vrem noi și găsim mâncare până acolo, în capăt, în spate. Am luat două fierte și un avocado toast, că Victoria nu m-a lăsat. Vreau să știți că mănâncă mai mult decât mănâncă Victoria. Ia uitați-o. Uite ce-ți dă cameră. Nu asta. Ia, poftim. Uite puiuc. Ia. Poți să mănânci tu singura? Nu, mami, că e necăcios. Ba, da, nu. Pare foarte drăguț că pentru copii folosesc farfurii de tipul acesta și tacămurile astea mici și colorate. Îi place untul, mănâncă gol. Vicky, untul pe pâine, mami, nu așa. Așa, pe pâine. Bravo, ia și mănâncă pâinica acum. Da, pe pâine untul. Venus nu se oprește din mâncat până nu plecăm. Mănâncă omletă, mănâncă de toate. Avo, vrei avocado? Nu vrea. Victoria. Oh-oh. Strawberry. Zi, strawberry. Nu-ți place? Nu-ți place? Ce cioco ne pune? Nu-i pizza, mami, e cioco. Cine-i Vic? Și-au găsit niște prieteni. Au plecat! Victoria e supărată, își găsise un prieten și a plecat. Și Venus era încântată de ei. A râs până acum aici. Ce, mami, a plecat băiatul? A plecat. A plecat la Nani, da, a plecat băiatul la Nani, că e târziu. Cum face Nani băiatul? Ap, a, e alu mami. Vicky, e alu mami. Tu ce vrei? Hei! Mami! Cine e acolo? Toia. Și aici? Găsu. Cum te cheamă? Toia. Toia. Și pe ea cum o cheamă? Facem baie, Vicky? Nu, nu. Ok. Asta e lumea aici și noi doar trăim în ea. Unde mergem? Mergem la copii? La copii. Unde-i nasul? Și unde sunt obrajii? Și dinții? Și nasul? Câți ani ai? Doi. Arată cu degetele. Câți ani ai? Doi. Doi. Și cum te cheamă? Toia. Și mai cum? Mania. Mania. Așa. Și pe mine cum mă cheamă? Mami. Mami mă cheamă. Și pe ea cum o cheamă? Mami. Și pe ea? Gasiu. Cum o cheamă? Pe ea? Gasiu. Sister. Sister, da. Mereu când cineva o bagă pe Victoria în seamă, ea o arată și pe Venus. Și tu ce faci? Oh, sunt obosită. O iubești, mami? Așa. O iubești mult pe Venus? Da, e caca. Nu e caca. O gâdeli? Ușor, ușor, ușor. Gentel. Gâdi, gâdi, gâdi. Gentle, mami. Cum faci gentle? Gentle. Așa, o iubești mult. Of, câtă iubire. Până vă plezniți. Iubire multă până când nu suntem atente. Nu e amuzant, că plânge. Gata, gata. Intrăm aici la copii. Vă și filmez un pic spațiul de joacă, că e gol și nu e niciun copil aici. Au destul de multe activități și pe acolo pe sus și saltele. Se distrează Vic. O să îi țin mașina lui mami în ploaie. Hai, dă un clic, clic. Cheia. Păi, da, am uitat sus. Ai uitat cheia sus. Am ajuns în cameră. A stat doar 20 de minute la spațiul de joacă. Ia, spune. Mickey Mouse! Mickey Mouse! Wow!
și spune și cocomelon. Melon. Cocomelon. Melon. Cocomelon. Cocomelon. Am stat puțin în cameră și mergem la plajă. Ia uitați-o pe Camelia, nu ratează odată ziua asta. Ce faceți, mami? Ce fețe aveți? Venus, pune-ți șapcălia în cap. Pune-ți șapcălia în cap. E mic cap aici. Fetele noastre se distrează. Acolo o fetiță a căzut în piscină, dar v-am spus, sunt trei salvamari. Unul acolo, unul acolo sus undeva și unul în spatele meu. La secundă, cum a atins fetița apa și sări după ea. Deci e destul de safe. Pune-i basca în cap. Ușor, dar strânge-o, mami. Stoarce-o. Și Venus? Ma! Pune parmezan. Ce bun e cu parmezan. Mănânci parmezan gol? Și pune parmezan pe paste. Păi ți-ai pus parmezan și n-ai mâncat nimic. Ce e asta, Victoria? Cașon? Sunt bune, mami. Foarte bun. Vicky, ce faci? Mănâncă parmezan. Vicky, așa mult îți place parmezanul. Ce faci, mami? Ce... Vicky! E leșinată după parmezan. E leșinată după parmezan. Ioa, bună ziua, internet! Ce faceți? Scuzați că vlem așa, tu conci în conci. Asta mănânc aici, stai și pe aici. Tu ce faci, Victoria? Au, cât am râs. Hai, ce mai băgăm pe aici? Vicky, stop! Ia arată-mi fața, arată-mi fața. Victoria a dormit, mami a ieșit cu Venus, m-am machiat, mi-am pregătit o ținută, nu vă lăsați păcăliți, am papuci în picioare și ieșim la masă. Ce faci? Deci de fiecare dată când mă vede copilul ăsta râde, e, ești fericită? Tă gugulușa mea frumoasă mea! Uitați-vă ce bronzată e și ea în obrăjot. Of, of, of! Cam așa se vede seara. E superbisim și o aveți și pe Camelia în prim plan. Victoria a zis, look, să ne uităm. Unde mergem? Să păpăm. Să păpăm. Aici este restaurantul la care mergem, Nusca. Am înțeles că e cu specific, dar n-am reținut ce specific. A văzut că au pește și tot felul de fructe de mare, ceea ce își dorea să mănânce de foarte mult timp. Și gata. Pe ei au cucerit-o. Sincer, și pe mine m-au cucerit, că arată foarte bine și o atmosferă drăguță. Se mănâncă pește ca lumea. Camelia vrea pește. Bun, și meniurile. Sunt chiar curioasă ce... ce mâncăm. Noroc, Camelia. Să ne trăiești 1000 de ani. Noroc, și voi la fel. Să mai mă noroc, Victoria. A venit mâncarea, Camelia și-a luat captura zilei. Victoria, ca de obicei, ce ți-ai luat aici? Ce ai aici? Vicky, ce aici? Paste. Mi-am luat o vită cu sos de trufe. Venus mănâncă și ea paste. Toată lumea e fericită. Mami, parmezanul se pune pe paste. Mănâncă și Venus acolo, un cașon rupe. Wow, ce ți-au adus, mami? I-au adus carte de colorat și... culori. Sticăre! Ice cream! De unde e ice cream? Cine de unde vrei să iei tu ice cream? Nu, strigă la
la fata care ne-a servit ice cream, ice cream. Cine te-a învățat pe tine să ceri ice cream? Că nici n-am vorbit. Am zis că popăm fructe. Cine te-a mușcat? Leo te-a mușcat? Când te-a mușcat pe tine, Leo? Și Gasiu. Te-a mușcat Grasiu. Vine Cioco. Cioco. Vine Cioco imediat. Vine Cioco. Zi hello. Si, mami! Pentru desert am comandat Chef Selection. Au venit 3 prăjituri. Ce-i acolo? Ce-i acolo? Cioco! Da. Cunghețată, e cioco cunghețată. Vlogul se încheie, toată lumea merge la somn. Sperăm că v-a plăcut vlogul nostru. Ne vedem curând, sper! Papa, sper că v-a plăcut vlogul. Că mie mi-a plăcut rău. Era să ne ude, am făcut niște poze acolo. Era cât pe aici să fim stropiți. Da. Cum le zice, stropituri? Nu știu, Vicky, tu ce ai? Și Victoria nu ne lasă deloc, doar acasă. Ufi, lasă. Nu ne lasă să filmăm și noi să pozăm nimic. Crezi că a prins Camelia iar liftul ăsta și a zis să nu închid vlogul până nu o vedeți fericită. Era să-și rupă picioarele pe aici să-l prindă. Era nebunie. Și noi nu stăm la etajul 25, dar m-a pus să dau la etajul 25. Ca să se plimbe ea cu liftul. N-a lăsat oamenii să iasă din lift. Nu, ce vă mai... Și acum am ajuns la 25 și trebuie să ne întoarcem înapoi. Noapte bună. Vicky, tu ce zici? Da, uite ce frumos este, măi, pui. Uite și tu aici.